Maria dorește să prepare o saramură de concentrație 20%. Saramura este o soluție de apă cu sare. Ea are la dispoziție 2 kg de sare. Ce masă de saramură a obținut și câtă apă a folosit? Notăm datele problemei. Concentrația saramurei este cămic 20%. 2 kg de sare, adică avem masa de dizolvat, MD, 2 kg și spunem și care este de sare. Se cere masa de saramură, adică masa soluției și masa apei, M apă. Scriem formula concentrației. Cămic egal masă dizolvat ori 100 supra masă soluție. Și scoatem prima dată masa soluției din această formulă. MS egal MD ori 100 supra C mic. Înlocuim. Masă dizolvat avem 2 kg ori 100 supra 20 și rămâne 10 kg de saramură. După ce aflăm masa soluției, aflăm masa apei, M apă, egal masa soluției minus masa dizolvat. Înlocuim 10 kg minus masă dizolvat 2 kg egal 8 kg. Să mai scriem și de apă.